Și al doilea este că pierdem banii din PNRR. Câți bani pierdem din PNRR anul acesta? Pentru că s-au blocat tranșele. A fost prima, o avem în contul central și mai departe totul blocat. Dar dacă îl întrebi pe Bolo și el ce că suntem în grafic, deși noi pe 30 în weekend trebuie să terminăm cu trimiterea acestor solicitări, da, măsurile, schimbarea, de fapt, renegocierea. Eu nu știu ce se fumează acolo la Ministerul Integrării și Proiectelor Europene, că domnul Boloș pare complet pe lângă cu realitatea. Începând de la aceste renegocieri care n-au nicio miză. În momentul în care tu ești cu 7,8% din PIB, care e problema ta? Ce problemă ai ca țară? Că n-ai o problemă. Și vorbești de 9,4% de un plafon care e relativ la produsul intern brut, care crește a României, că suntem într-o zonă de creștere economică. În momentul în care tu stai cu tranșele blocate și tot ne spune că suntem bine cumva, dar nu suntem bine, păi discutăm de între 1,4 și 3 miliarde de euro. Adică, atenția, aproape 15 miliarde de lei. Cam cât gaura aia de la buget de care vorbea Căciu. Da, deci asta ar fi ce pierdem, pentru că, în primul rând, stăm blocați cu pensiile speciale. Stăm blocați cu pensiile speciale, da. Mai au probleme pe partea de energie, nu și-a făcut treaba Virgil Popescu. Rând pe rând, pentru că inevitabil aceste reforme, o reformă ce înseamnă? Înseamnă să așezi lucrurile pe baze mai corecte, pentru prezent și pentru viitor. Că și la pensii despre asta e vorba, despre a avea un trai mai bun pentru toți cei care au contribuit, nu doar pentru cei câțiva care sunt privilegiați. Orice astfel de reformă inevitabil atinge interesele clientelei de partid PSD și PNL. Marea ură a peneliștilor pe mine când am fost la Ministerul Transporturilor a fost pentru că pur și simplu făcându-mi treaba, eu și echipa mea, nu ne-am propus, n-am venit cu o listă, uite acolo, dar făcându-mi treaba, am afectat inevitabil pe cei care au mufat la diverse chestii. Ăia cu duty free-urile erau supărați că s-a schimbat, ăia din partea elaltă cu chioșcurile de la metrou, așa, ăștia cu mafia transportatorilor că s-au făcut controlele pe bune la greutate și așa mai departe. E, și reformele astea din PNRR înseamnă afectarea acestor clientele de partid și ei nu vor să le facă. Și atunci suntem în această permanentă discuție care, mai ales ce-o cu, că la PNL, mă fire. Nu mai are nimeni opinie. Nu mai are nimeni opinie. Deci, da. Păstrând metafora domnului Blaga, repet, nu este a mea, în care ospătarul stă în spate, domnul Ciolacu stă jos, cei din spate nu prea vorbesc, și lansează către un balon de săpun așa. Ba, face impozitare progresivă, ba, ia pe bugetarii care au peste nu știu ce sumă. Păi despre ce discutăm aici? Am ajuns de la aceste cheltuieli umflate ale statului, în loc să taie toate 12.000 de euro pe care are nu știu care pe lună la ANRE, toată zona asta de sinecuri, de pensii speciale. Astăzi am avut din nou în Parlament ceva cu Academia Oamenilor de Știință. Ăștia... Care nu știm de ce există acea academie. Este o academie falsă, fake, cum îi zice acum. Deci este o academie fake unde sunt câte niște unii care primesc o sumă pe lună și ne costă 10 milioane de lei. N-are niciun fel de activitate științifică, n-are... Da, uite, vreau să ne o chestiune, că tot amintești de Ministerul Transporturilor când ai fost ministru. Grindeanu are 7 secretari de stat. La mediu sunt și acolo vreo 7 și Boloș cred că are la fel. Sau ce fac 7 secretari de stat într-un minister, care la rândul lor au vreo 4 consilieri, da? Grindeanu mai are 2 consilieri și la vicepremier, la guvern, că el e și vicepremier, mai are un cabinet și acolo, da? Deci ce, care au rang de secretar de stat. Ce fac? Da. Cea mai mare parte dintre ei se uită dimineața în oglindă, își zic, uite mă, mama, m-am ajuns secretar de stat. Îi așteaptă șoferul jos cu o mașină plătită de stat, cu mașinile alea, dacă căutați la Ministerul Transporturilor, nici nu prea stale lor. E o schemă de asta, se rechiziționează mașinile de la toate subordonatele. Raru are frumos, nu știu ce, Audi, de nu știu ce, el alții au un Mercedes la Portul Constanța. Deci mașinile de lux, cât am fost eu la minister, nu s-au folosit. Mi s-au propus așa, domnul ministru, luăm ceva frumos de la port, un BMW de la domnul Schmidt, de la aeroport, din alte părți. E, astea toate acum... BMW-urile astea de la acum MAIU? Nu. Discutăm despre ceva așa din zona de peste 100.000 de euro. Ca pentru ministru, da. Ca pentru... Nu, că le dau și pe la secretarii de stat în funcție. După aia ajung la birou, acolo este un cabinet care ne costă o grămadă de bani. Și ce fac? Nu se vede, pentru că investițiile, reformele din PNRR, ce avem pe fonduri europene, sunt o grămadă de proiecte care sunt valea plângerii. Îl întreb pe domnul Grindeanu, ce se întâmplă cu
Craiova-Lugoj, proiectul de autostradă unde era, îi lăsasem gata de a fi semnat contractul de proiectare și a venit, l-a anulat și a zis că nu-i bine cum l-am făcut eu dintr-o bucată, că ar fi fost un singur proiectant care făcea de la Craiova până la Lugoj. Trebuie spart în patru ca să fie nu în trei ani, ci în mai puțin. A trecut de atunci un an jumate de când e ministru, nu avem nici măcar un contract semnat. Da, cu varianta de ocolire, centura Târgu Jiu, proiect blestemat, început în 2014 când era Ponta deputat de Târgu Jiu, da, care nu mișcă nimeni, nici șantierul ăla, am văzut o filmare. Dar cu ce sunt pe autostrada A3 Transilvania, cu toate proiectele blocate, fostele sectoare, contracte anulate de Grindeanu, contracte... Da, hai să te întreb...